În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Ce vrei să-ți fac? A întrebat Mântuitorul. Și orbul i-a răspuns, să văd. Și Mântuitorul i-a spus, vezi, credința ta te-a mântuit, mergi în pace. Iubiți credincioși, iată-ne în Ierihon. Iată-ne în fața unei tulburătoare experiențe de a ne fi prezentată o pildă rezolvată. Adică, am fost prin Ierihon tot cu Sfântul Evanghelist Luca de mână, atunci când Mântuitorul ne-a spus că un învățător de lege a venit să-l ispitească și l-a întrebat ce este scris în lege. Și Mântuitorul, după ce a constatat că acesta știe ce scrie în lege, totuși a vrut să se îndreteze pe sine, zice Sfântul Evanghelist, și a întrebat cine este aproapele meu. Și atunci știți ce s-a întâmplat despre cel care, Mântuitorul a spus, un om se cobora de la Ierusalim în Ierihon și a căzut de tâlhari care, după ce l-au dezbrăcat și l-au rănit, s-au dus la Sfântul abia viu. Și din întâmplare pe calea aceea a trecut un preot, apoi un levit, l-au văzut și au trecut pe alături. Dar un samarinean, trecând lângă el și văzându-l, i s-a făcut milă de el. Și apropiindu-se, i-a legat rânile, turând pe ele unde lemn și vin. Și l-a dus la o casă de oaspe și a avut grijă de el. Iar a doua zi la plecare, scoțând 2 dinari, i-a dat gazdei și a zis, ce vei mai cheltui? Când mă voi întoarce, eu îți voi da înapoi. Și atunci îl întreabă Mântuitorul pe cel care venise cu vicleșug asupra lui, care dintre cei 3 ți se pare că a fost aproapele celui care căzuse mâinile tâlharilor? Și el a răspuns foarte simplu, cel care a făcut milă cu el. Și atunci Mântuitorul i-a zis, mergi de fă și tu asemenea. O să zic că samarinul milostiv este cel care a fost aproapele celui care căzuse mâinile tâlharilor. Am mai spus și cu alte ocazii, ce îl deosebește pe samarinean? Să ne gândim de unde plecăm. Toți l-au văzut. Preotul l-a văzut și a trecut pe alături. Levitul l-a văzut, a trecut pe alături. Și samarinul l-a văzut și după ce l-a văzut, i s-au deschis ochii și i s-a făcut milă de el. Înseamnă că în vedere stă exact ce a zis Mântuitorul astăzi. Credința ta te-a mântuit. Mergi în pace. Dacă suntem în stare să pătrundem aceste două situații în care Mântuitorul prima dată ne spune o pildă a samarinalului milostiv, apoi ne spune cum el, venind, coborând din Ierihon, a fost întâmpinat de un orb din naștere, care, auzind un vuiet, a întrebat pe cei de lângă el, ce se întâmplă de atâta zarvă? Și au spus, trece Iisus. Și atunci el a început să strige cu glas mare, cum zice tot Sfântul Evanghelist Luca, Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine. Și cei care erau pe lângă el l-au mustrat, rugându-l să tacă. E atitudinea pe care o are oricine când este în preajma unuia care își strigă drepturile. Lasă că nu dă bine la împărăție, lasă că ești prea aproape de nu știu ce. Șt. Vedem noi ce facem, tu taci din cură. Dar el n-a tăcut și a strigat și mai tare și l-a auzit Mântuitorul și a zis, chemați-l aici. L-au adus și a spus foarte simplu, ce vrei să-ți fac? La care orbul a zis, Doamne, să văd. Atât a zis. Și Mântuitorul atât i-a răspuns, vezi, credința ta te-a mântuit, mergi în pace. O să zic că eu cred că a venit vremea să vorbim despre lucrurile adevărate. Și anume, de ce nu auzim acest mesaj al Mântuitorului? Vezi, credința ta te-a mântuit, mergi în pace. Înseamnă că noi cei care vedem cu ochii ceilalți, cu
ochii duhovnicești, suntem mântuiți în măsura în care credem. Și atunci, întorcându-ne din Ierusalim în Ierihon, la Samarinul Milostiv, diferența între a vedea și a fi nepăsător și a vedea și a ajuta, a ți se face milă și a lua atitudine. Aceasta, de fapt, este diferența între a fi mântuit și a nu fi mântuit. A fi mântuit că vezi și a nu fi mântuit că vezi, pentru că nu bagi în seamă, pentru că eviți lucrurile, eviți obstacolele. Mai rău, îi mai zici și celui de lângă tine care vrea să vadă, s-o ia mai moale, că poate supără pe cineva. Asta zic că trebuie să învățăm astăzi câteva lucruri foarte interesante. 1. Ce trebuie să facem atunci când suntem obstrucționați în a ne clama drepturile, în a ne clama neputințele? E clar, nu trebuie să tăcem. Nu trebuie să băgăm capul așa în nisip, castruțul, să zicem că ne-am ascuns, ci trebuie să avem curajul de a spune până la capăt. Pentru că tocmai pe acest traseu, pe această potecă, stă mântuirea. Credința că dacă tu îți ceri dreptul, vei fi mulțumit cu ceea ce ți se va oferi, această credință este una mântuitoare. Dacă însă vicleanul sau gândul sau neputințele sau starea de confort sau pur și simplu lenevirea ne ține să stăm totuși așa, lasă-mă că-i prea departe, poate trece data viitoare mai pe aproape, vedem noi ce facem, amânarea, acestea sunt cele care fac diferența invers între a vedea, dar a nu fi mântuiți. De câte ori am mulțumit noi într-o viață, nu într-un an și nici într-o săptămână, că vedem, poate să spun câțiva dintre noi că nu vedem prea bine, dar vedem. Măcar dacă distingem și tot trebuie să știm că există oameni care nici măcar lucrul acesta nu pot să-l facă. Și dacă ne facem așa un examen interior, vom afla că nu prea am mulțumit, nici că vedem, nici că auzim, nici că putem vorbi, nici că știm cine trece pe lângă noi și nu-l băgăm în seamă. Nu am băgat lucrurile acestea în seamă, asta ne duce la a nu primi răspunsul, credința ta te-a mântuit, mergi în pace. Înseamnă că avem o credință de manual, o credință declarativă atunci când te întreabă cineva să dea bine la un moment dat, să poți să te lauzi că ești și tu creștin, dar creștinismul nu înseamnă asta. Creștinismul înseamnă să iei atitudine și dacă vezi ceva, trebuie să o spui. De exemplu, este foarte greu să rămâi într-un sistem. Vă dau un exemplu din casă. Primesc acum vreo 3 zile un mail conform căruia nu mai începe postul cum am învățat eu la școală pe 24 iunie, adică în lunea de după Duminica tuturor Sfinților. Nu, domnule, anul ăsta începe postul cu 3 zile înainte. Ca cei care au cununie în weekendul respectiv să nu mai poată să facă. Să știți că am făcut un sondaj și la nivel de Constanța, fiecare biserică are măcar câte una, două, trei cununii în ziua aceea. Nu știu ce vor face. Dar m-am simțit și eu dator să strig, să spun de ce am învățat la școală niște lucruri. De ce se schimbă regulile jocului în timpul jocului? Pentru că cei pe care eu i-am programat pentru ziua respectivă m-au întrebat acum 3 ani. Și atunci, eu ca cel care mi-a făcut temele, am luat Sfânta Evanghelie, m-am uitat când cade Paștele 28 aprilie, ce se întâmplă cu posturile și am zis, ultima strigare e 22, ca să fim siguri.
Să nu trece după aia în altă problemă, că dacă e duminică, de la 12 noaptea începe postul și mai departe. Zic, ca să-mi iau și eu o marjă. Și acum aflu că nu e bine. De ce nu e bine? Nu e bine pentru că nu e bine. A fost o explicație atât de neavenită, îi spun eu, prin faptul că ni s-a spus că un grup de creștini foarte deranjat că postul Sfinților Apostoli este foarte scurt în anumiți ani, când Paștele depășește 20 aprilie și atunci trebuie să luăm o măsură ca postul acesta să aibă măcar 8 zile. Bă, nu știu de ce nu 20 de zile. Nu știu de ce 50 de zile, nu. Nu știu, fix ca să mai prindă un weekend. Probabil că fix să mă scoată pe mine puțin la atac, ca să vă spun cam cum era orbul acela, că nu v-am vorbit degeaba de lucrurile acestea. Toți mi-au zis pe lângă mine, bă, nu, tată, trebuie să știe lumea, să știe poporul ce face biserica, ca să știi ce vă așteaptă. Poate mă aude cineva că cuvântul meu e neter și spune, băi, vezi că am un văr care zicea că se cunună parcă pe 20, sună-l mă că am curcat-o. Adică, sunt în lumea aceasta destui care te trag de mână. Nu zice pe asta, las-o așa mai moale, că mă, tare nu ție bine, dar mi-e foarte bine, tocmai de aia, prea mi-e foarte bine. Și atunci, starea de confort, să știți că este dușmanul numărul 1. Dacă rămânem în starea de confort, ce facem? Mergem așa, păi, nu vezi, nu e nicio problemă. Am doi inși care primesc ajutor de la stat ca să mă țină de stânga și de dreapta. Asta e binișor. Am un venit, eu de câte am auzit, nu văd, dar de câte am auzit eu, treaba nu e chiar așa de simplă cu ce se întâmplă cu salariile, cu una, cu alta, eu căldice aici. Bă, vezi că trece unul care este poate vindeca. Lasă, că dacă o fi mai aproape, dacă e... Se șoptesc eu așa de la ureche, dar nu strig prea tare, să nu mă audă cineva. Uite că eu am strigat. Am strigat tocmai ca să auziți și tocmai ca să știți și să ne vă puneți puțin în locul meu ca să-l înțelegeți pe orbul din naștere, care, culmea, problema lui adevărată, atunci în întâlnirea cu Mântuitorul, nu mai era că nu vedea. Nu se mai putea auzi el de șâșâitul celor care îi spuneau să tacă. De aceea, fraților, obișnuiți-vă că atunci când aveți o problemă, s-o și spuneți. Poate că nu voi rezolva nimic. Asta e cu siguranță că nu voi rezolva nimic. Dar în afară de faptul că m-am ușurat eu, mi-am făcut o datorie să vă spun că ori de câte ori învățați ceva la școală, trebuie să vă asumați și riscul că ați învățat degeaba. Eu în 82, când m-am dus la seminar, trebuia să învăț gramatica la un nivel foarte înalt. Și m-am dus și am făcut săpături până când am dat de gramatica Academiei. Era tipărită în 1964 și scria pe ea gramatica limbii române. Și scria cu U din I. În acel moment, parcă o văd și acum, era un albastru așa, bătut de soare, că... Mă rog, era mai veche. Deja trecuseră 25 de ani. În momentul acela am simțit urmele nuielușei pe care o primisem că am scris odată în clasa a treia România cu ucnii și român. Odată mi s-au învinețit palmele din amintire. Și vă recunosc că am pus patim atunci. Am strigat, cum am strigat și astăzi. Mai degeaba. Mai trec încă 10 ani și nu se mai zice sunt, se zice sunt. La fel, am mâncat pe la facultate papara, când mi s-a tăiat o jumătate de pagină în care scrisesem sunt cu udinii. Am mai primit odată o lecție, când înainte de un prohod primesc o carte sub ochi și scria preotul se îmbracă cu toate veșmintele după ce se cântă prohodul. Păi zic, cartea mea, aia tipărită în 74,
unde și-au stors creierii toți profesorii mei de liturgică, în care scrie că preotul se îmbracă cu toate veșmintele de la începutul slujbei, ce mai e? Nu trebuie să punem patimă, dar trebuie să spunem. Nu trebuie să ne luăm de gâlci cu cineva, Doamne ferește. Dar trebuie să știm că ne aflăm într-o lume în care relativismul este la el acasă. Nu puneți patimă în nimic. De exemplu, eu am diabet de vreo 20 de ani. La începuturi, morcovul era, cum să vă zic, aliatul numărul 1. Acum este dușmanul numărul 2. Ce să facem? Sfecla roșie, nu cumva să vă atingeți de ea. Acum, care este cel mai bun remediu? Sfecla roșie. Probabil că și diabetul ăsta are niște decenii în care avansează la braț cu o legumă și alte decenii care avansează la braț cu altă legumă. Și atunci ce facem? Punem patimă? Nu. Păi gata, mă feresc acum de morcov și mă împrietenesc cu sfecla. De ce? Pentru că trebuie să fii omul zilei. Poate că au avut dreptate cei de dinainte, dar eu nu trăiesc înainte. Eu trăiesc acum. Și să vă spun un secret. Dacă în capul meu, cel ascultător, că eu sunt ascultător, n-am ieșit din cadență, am aflat lucrurile acestea, trebuie să le fac așa cum le-am aflat acum, pentru că acum este momentul în care eu trăiesc. Și să știți că organismul meu, cu siguranță că a început să răspundă la ceea ce este actual, nu la ceea ce era odată. De altminte și acum, mi-e puțin mai greu cu într-un și într-o cum să le fac, dar să știți că respect ceea ce se învață acum. Probabil că peste vreo 5 ani, dacă mai stăm așa cu cei care vorbesc de la tribuna Parlamentului, o să fie ca și spus mereu, ca și poet, ca și una, ca și alta. Mă zgârie pe urechi, dar mă aștept ca în scurtă vreme să se introducă și astea. Și atunci ce o să fac? O să rămân un frustrat și un supărat? Nu. O să zâmbesc și o să zic și eu așa. Probabil că o să mă rețin așa de la ș, ăla nu o să fie un ș slavon, o să fie un ș mai redus, mai reținut. Dar va fi. Pentru că nu o să vorbesc anacronic, arhaic. De asta mi-am permis ca în această frumoasă duminică să poposesc puțin asupra acestei înțelegeri a noastre că trăim în niște vremuri, nici prea bune, nici prea rele. Trăim vremurile noastre. Și probabil că dacă ne uităm în urmă și știm la ce să ne uităm, vom face niște comparații și ne vom da seama că alții și-ar fi dorit să trăiască vremurile acestea și nu le-au apucat. Cum n-au văzut toți România mare și și-ar fi dorit. Mi-aduc aminte că acum trece prin minte amintirea, dacă tot am fost pe la școală, cred că mintea mi-a băgat în față niște personaje. Mi-aduc aminte de fratele nostru Adrian Păunescu, Dumnezeu să-l odihnească, atunci când a fost întrebat ce ar vrea să fie, a spus: aș vrea să fiu noroiul de pe opincile țăranilor care au semnat la 1918 actul României Mari. Dacă știm să ne bucurăm de trăirea măcar cu mintea a unor vremuri frumoase, este suficient. Eu trăiesc cu tot ce am învățat la școală. Îmi fac slujbele după cum, poate că ați și constatat unii dintre dumneavoastră, că alții sunt mai cârcotați și m-au și comentat, că folosesc niște exprimări din anii 70-80. Păi fraților, atunci m-am dus eu la școală cu gândul de a mă face preot. Nu o să pot spune altfel decât l-am auzit pe părintele Brătășanu, pe părintele Lembrău, pe părintele Dragomirescu. Nu o să pot să spun altceva. Pentru că dacă eu m-aș dezice de tinerețea mea în care învățam să fiu preot, și iată că cu ajutorul Bunului Dumnezeu voi face 26 de ani de la hirotonie, de la întâlnirea mea cu Harul, atunci am să vă spun câte ceva, dar vreau să anticipez un singur lucru. Un preot slujește numai două liturghii.
prima și ultima. Prima măcar știe care este, iar celelalte sunt ultima. Dacă ne asumăm lucrurile acestea, este cel mai frumos lucru. Iar cei care participă cu tine la slujba respectivă și au aceeași conștiință, cu siguranță că au câștigat ceva. Au câștigat vederea pe care astăzi orbul din Ierihon a primit-o odată cu mângâierea și cu siguranța, credința ta te-a mântuit. Asta înseamnă să-ți vezi trecutul, prezentul și viitorul. Asta înseamnă să nu orbecăi prin lume, să spui, lasă că așa se face, taci bă din gură că toți o să găsim o soluție. A, nicio problemă, o să se găsească o soluție. Dar eu am spus și mă doare. Și țin atât de mult la manualul de liturgică, la manualul de dogmatică, de muzică nu mai vorbesc, încât vreau să-i fac părtași și pe cei care n-au văzut niciodată o copertă de manual. Dar să știe că între două coperți poate să stea viața unui om. Și au fost și situații în care mulți și-au dat viața pentru ceea ce au scris între coperțile unei cărți. Asta înseamnă să vezi. Credința ta te-a mântuit. Asta înseamnă să nu orbecăi și de aceea mă bucur că azi voi pleca spre casa mea la braț cu orbul din Ierihon, care este văzătorul din Ierihon. Așa să ne ajute bunul Dumnezeu.